Bun găsit la interviurile telejurnalului. Invitatul meu din această seară este unul special. Profesor universitar de economie și consilierul prezidențial Cosmin Marinescu. Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați venit, bună seara! Suntem la Aparatul Cotroceni și cred că este cel mai bun context și moment, având în vedere poziția dumneavoastră de consilier prezidențial, să vă întreb, domnule Marinescu, cine conduce lumea, economia sau politica? Ca să răspund scurt, ar trebui să în două, de o potrivă sau niciuna în mod special mai degrabă. Și politica și economia propriile lor valențe, ca să nu spun neapărat virtuți cu riscul de a uh, supraestima unele din contribuțiile politicii sau mai degrabă din contribuțiile uh, politicii economice. Trebuie să ne gândim la o reevaluare, inclusiv din punct de vedere științific, a paradigmei standard a ideii de politică, adică acea. Politică omnipotentă, care rezolvă orice, care uh, satisface pe toată lumea, fără costuri și fără sacrificii. Economistul ar spune că așa ceva logic e imposibil. În opinia mea, ideile sunt cele care conduc cu adevărat lumea, indiferent dacă unele dintre ele sunt politice, altele sunt economice. Cert este că, pe termen lung, ideile bune au întotdeauna o mai mare șansă de a dăinui, chiar dacă, pe termen scurt, uneori ideile incorrecte ies mai ușor la suprafață. Din câte am citit, din toate cărțile și articolele dumneavoastră, sunteți un om al ideilor bune din punct de vedere economic și politic, iar sarcina dumneavoastră nu este una ușoară, pentru că sunteți consilierul prezidențial al președintelui Claus Iohannis și ați realizat componenta economică din programul președintelui. Aș dori să vă întreb care sunt principalele ținte ale acestui program. Programul președintelui Iohannis, așa cum a fost el prezentat la momentul respectiv, este axat pe fundamentele economice ale prosperității și pornește de la nevoia unui nou model de dezvoltare economică pentru România. Un prim semn, de exemplu, de responsabilitate pentru un nou model de dezvoltare economică ar fi să ieșim definitiv din capcana politicilor prociclice. O ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, pe de o parte, să nu mai facem deficite bugetare în anii economici buni, în anii de boom, așa cum s-a întâmplat înainte de criza economică. Pe de altă parte, să nu mai introducem taxe și impozite suplimentare în perioada crizei sau în anii de relansare, atunci când economia își caută culoarul redresării, așa cum s-a întâmplat de altfel și în România în ultimii ani. Aș formula și o problemă de principiu. În toți acești 25 de ani de tranziție și de reforme, se pare că niciun guvern sau niciun program de guvernare nu a coborât în profunzimea unei întrebări esențiale pentru economia de piață. Ce și cât trebuie să susțină și să financeze guvernul în economia de piață? Cu alte cuvinte, să prefigurăm un anumit model al sistemului educațional pe care dorim să-l finanțăm și cu care să facem economia competitivă, un anumit model al sistemului sanitar, un anumit model de pensii, de exemplu, care să echilibreze în mod just contribuția cu retribuția. Deci, cu alte cuvinte, care este cu adevărat rolul pe care statul trebuie să-l joace într-o economie de piață pe care România și-o dorește. Problemele majore ale economiei românești se învârt în jurul unui anumit tipar și cred că acesta este tiparul paternalismului statal, care treptat a indus în economie, pe de o parte, în disciplina financiară, pe de altă parte, ne pildă o guvernanță politică-economică, politico-economică, arbitrară, și deci deficitar. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atunci când lucrurile mergeau bine, câștigurile se scurgeau în buzunare private, iar atunci când lucrurile nu mergeau bine, costurile sau pierderile erau suportate din buzunarul public generos al bugetului statului. Merită menționat faptul că și în agricultură, și în industrie, și în domeniul serviciilor, mediul de afaceri invocă sistematic nevoia de capital investițional, nevoia de finanțare. Uh, în opinia mea, problema nu ține neapărat de bani, ci ține mai degrabă de calitatea politicilor prin care încercăm să atragem finanțarea respectivă. Fie că ne referim la investițiile străine directe, care sunt foarte senzitive în legătură cu... Uh, calitatea instituțională a mediului de afaceri, fie că ne referim, poate și mai important, la atragerea de fonduri europene. Avem în continuare mari probleme de la plata impozitelor până la povara fiscală asupra muncii care reduce stimulentul de a munci, de la evaziunea fiscală sistemică până la fenomenul corupției care, din câte se pare, este o, sau a fost, este o constantă a deciziei politice. Corupția e o problemă a guvernării, este o problemă a sistemului politic, iar dacă ne gândim cel puțin la implicațiile sau la costurile ei economice, înțelegem foarte bine cât de importantă este combaterea ei. Acolo unde e corupție, înseamnă că resursele economice sunt capturate pe alte criterii decât cele care țin de valoare economică, de merit sau de legitimitate, și asta înseamnă că prosperitatea este subminată. Aș dori să aducem pe masă și un subiect fierbinte din aceste zile, codul fiscal. Un cod fiscal l-aș numi pe de-o parte liberal, pe de-o parte l-aș numi curajos, având în vedere contextul politic, social, economic în care vine și nu mă refer doar la țara noastră, ci în contextul internațional. Cum apreciați aceste scăderi de taxe, impozite, modificările pe care le presupune noul cod fiscal? Credem că este dezirabilă întotdeauna o modificare fiscală de o asemenea amploare, atâta vreme cât ea nu pune în pericol beneficiile existente. Și aici mă refer la consolidarea fiscală pe care am obținut-o cu eforturi în ultimii ani. În acest sens, cred că trebuie să ne bucurăm cu înțelepciune de lucrurile bune și cu prudență. Sunt însă direcții foarte bune pe care codul fiscal le conține. Mă refer, de exemplu, la reducerea TVA, care uh, e inclusă în programul președintelui Iohannis și de care economia are nevoie și nu doar economia, ci și sistemul fiscal în funcționarea lui. Avem una dintre cele mai înalte cote de TVA din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, sunt date oficiale, Comisia Europeană ne spune că uh, România este campioana Uniunii Europene în ceea ce privește evaziunea fiscală prin neplata TVA. Poate că, în mod preliminar, ar fi fost indicată o regândire a filozofiei politicii bugetare, o regândire chiar a construcției bugetare care să pornească în mod necesar cu o prioritizare semnificativă și cu îmbunătățirea calității cheltuielor publice. Altfel, rămânem ancorați în aceeași paradigmă în care uh, cetățeanul are senzația că bugetul statului deservește mai degrabă o agendă politică, în loc să răspundă cât mai atent nevoilor lui, nevoilor comunităților lui. Vă invit să privim și spre Europa. Vreau să vă întreb, mai este euro soluție pentru problemele României? Credem că euro reprezintă cel mai impresionant proiect economic și instituțional de care România are nevoie și de care România uh, trebuie să țină seama cel puțin prin uh, calitatea sa de membru al Uniunii Europene. Trebuie să acceptăm un lucru de facto, economia românească este deja euroizată, ca să spun așa, pentru că de ani mulți prețurile autoturismelor, prețurile imobilelor, caselor, terenurilor sunt deja uh, exprimate în euro. Majoritatea sau marea majoritate a exportatorilor lucrează cu euro. Peste 50% din creditul total este credit în euro, din care o proporție considerabilă este credit uh, ipotecar. Iată că cele mai dinamice sectoare ale economiei putem spune că deja sunt integrate informal în zona euro. Uh, să luăm în considerare faptul că euro vine să elimine riscul valutar în legătură cu care am văzut recent câte probleme au putut să apară pe fondul aprecierii francului, francului elvețian. Pe de altă parte, temerea că atâta vreme cât există metafora celor două românii, o Românie cu un pas în Europa aproape și o Românie mult în spate, e, atâta vreme cât există acest decalaj de dezvoltare euro, încă nu poate fi considerată o soluție viabilă. Vorbind despre instituții, domnule Marinescu, sunteți un profesor recunoscut în mediul academic pentru lucrările despre instituții. Cum apreciați România la acest capitol? Atunci când vorbim despre instituții, nu trebuie să se înțeleagă faptul că ne referim la uh, ministere, la școli, la așezăminte culturale ci din perspectiva acestei abordări de economie instituțională, ne referim la altceva, și anume la reguli. Mult timp, performanța economică a fost asociată performanțelor individuale ale jucătorilor. Dacă ai organizații performante, dacă ai companii performante, atunci poți spune că ai o economie performantă. Da, dar nu neapărat. Elementul suplimentar este introdus în această discuție de calitatea regulilor. Regulile din jocul economic românesc au devenit ele europene? În prezent, trebuie să o recunoaștem, România este europeană, cel puțin ca adopție instituțională. Pe de altă parte, aceeași recunoaștere trebuie să existe în legătură cu pașii importanți pe care România i-are de făcut pentru a considera că am desăvârșit ceva în materie de integrare europeană, în plan economic, în plan instituțional și, pentru că am vorbit despre moneda euro și, și în plan monetar. Tranziția uh, avea ca menire fundamentală să lase în urmă comunismului, să lase uh, deoparte defectele economice și morale ale comunismului și să construiască o altfel de societate și o economie care să funcționeze pe cu totul și cu totul alte principii. Economia de piață, uh, pentru a fi performantă, are nevoie de uh, proprietate privată legitimă, are nevoie de domnia legii, are nevoie de stat de drept. Numai într-un asemenea context instituțional capitalist, cred că poate fi vorba de o economie competitivă, poate fi vorba de un sector privat puternic, care să fie autonom față de puterile politice și care să reușească să genereze prosperitatea pe care românii o așteaptă. Mi-aș dori să încheiem în această notă optimistă, pentru că sunt convinsă că mi-împărtășiți încrederea în economia României, că va fi din ce în ce mai bine și poate vom mai avea și alte ocazii să mai discutăm și să dezbatem aceste probleme. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. thank <laughs> you